Mai avem doar 5 minute și spuneam mai devreme că se negociază funcții pentru că vedem că în aceste zile au loc tot felul de întâlniri între liderii coaliției de guvernare care nu reușesc să-și împartă funcțiile de prefecți. Nu o să reușească să se împartă, mai înființează doamna Angheluș, că deja am aflat că acolo unde, de exemplu, nu se înțeleg, vor să mai înființeze câte o funcție de subprefect, așa cum au făcut și la Senat, ca să-și împartă, să fie bine pentru toată lumea, că am aflat de la liderul deputaților USR, domnul Moșteanu, că să stăm liniștiți că o să se găsească o soluție ca să fie bine pe toate partidele. Deci, înțelegeți, soluția lor este să fie bine pentru toate partidele. Au mai înființat la Senat o funcție de secretar general adjunct ca să ajungă pentru toată lumea, au mai înființat la guvern un post de vicepremier ca să fie, au ministerele le-au au mărit numărul ministerelor. Uitați-vă de la ce au plecat, de la ce, nu, domnule, trebuie restructurat administrația, trebuie, de unde? Prea mulți bugetari. Prea mulți bugetari și iată că, de fapt, ce s-au gândit ei acum? Hai să mărim numărul și cheltuielile cu administrarea ca să ne ajungă tuturor. Deci este un, cum să spun, o mizerie cruntă ca acum, în pandemie, când oamenii așteaptă ce spuneați. Domnule, campanie de vaccinare. Îi aud că nu știu câți trebuie să ajungem la, spunea domnul Câțu, 10 milioane, dacă nu știu, în septembrie de vaccinați. Păi făcând o socoteală la ritmul ăsta este absolut imposibil. Bine, toate cifrele pe care le-a dat domnul Câțu de când e el persoană publică n-au avut nicio legătură cu realitatea. Plecând de la deficite, de la produs intern brut, la orice, totul a fost în afara realității. Așa este și acum. Ori oamenii așteaptă în această perioadă ce spuneați. Dumnezeu, deschizi școlile. Cum ducem copiii la școală? Ce se întâmplă cu economia, cu salariile noastre? Ei își împart funcție de prefecți. Au constatat că nu e bine să mai fie specialiști în funcția de prefect, să fie oameni de partid. Și or să dea o ordonanță de urgență prin care să nu mai fie funcționari publici cei care vor deveni prefecți, ci să fie băieții de la partid. Adică cei care n-au prins un loc pe liste, nu contează ce pregătire profesională au, îi facem prefecți. Păi în halul ăsta de profesionalizare a administrației e de neacceptat.